Bună seara și bun găsit la analiză finală. Invitatul meu de astăzi este domnul Radu Voina, liderul sindicatului Vultul Negru, al funcționarilor publici, ceva de genul ăsta, nu? Da. Aveți și din el sau numai funcționar public? Tot ce înseamnă funcționar public din administrația publică centrală și locală, plus societățile de pază, angajații societăților de pază. Deci e mai vast așa. Da, e sindicat național. Domnul Voina a mai fost la noi în emisiune, invitat, a fost și în alte emisiuni pe la alte televiziuni, este o persoană cunoscută în Valea Jiului, dânsul este și un tip, să-l catalogăm așa, conflictual, ca să, așa cum ar trebui să fie orice lider de sindicat, când ceva vede că nu este în regulă sau, eu știu, este încălcată legea, trebuie să ia atitudine. Această, eu știu, determinarea noastră de a vă pune pielea la bătaie pentru alții, v-a adus, eu știu, de servicii? Nimic altceva decât ce mă așteptam. Și mai înainte a zis că sunt o fire conflictuală. Nu. Sunt un tip corect. Eu am văzut o grămadă de acțiuni în instanță, ați avut scandal, da, și cu alții. Pentru că eu am învățat că nimeni nu este mai presus de lege. Indiferent ce funcție, grad sau serviciu are, trebuie să respecte legea în aceeași măsură cu noi, plebea, oamenii de rând. Da, sună frumos, așa am citit și eu în Constituție, nu mai știu pe unde, dar Constituția e o cărticică așa subțire, care nu o bagă nimeni în seamă. Da, și poruncile date de Dumnezeu sunt numai 10 și nici pe alea nu le bagă nimeni în seamă. Păi și atunci ce se poate face ca să fie totuși... Dacă tot am pomenit de Biblie, în Biblie am găsit prorocii trimiși de Dumnezeu. În Constituție găsim liderii de sindicat, nu președinții, liderii de sindicat, oamenii care sunt urmați, oameni care nu sunt cumpărabili, care nu au prețul afișat pentru că nu există un preț și care cred în ceea ce fac. Credeți că există vreun om pe lumea asta care nu are un preț? Știu că era un tip deștept, a fost tare de tot. Conducea o parte din Germania pe vremea aia, Frederic al II-lea, mi se pare, și a spus, domnule, fiecare om are prețul lui, nu? Da, și eu am prețul meu. Dă la oameni ce am cerut și n-am treabă cu tine, indiferent cine ești acel tu. A, nu pentru tine, pentru... Eu am tot ce-mi trebuie. Am un copil sănătos, binecuvântat de Dumnezeu, am prieteni, am colegi, am sănătate, am mama în viață, am frații sănătoși. Restul, pe existența de zi cu zi, mi-o câștig, muncind. Da. Păi și totuși, fiecare om vrea mai mult. Iar nu fiecare om. Slugile, care n-au avut la viața lor nimica, tind să aibă să acapareze tot. Eu am fost dat în judecată. De fapt, mi s-a făcut plângere la poliție. Am scris odată un titlu la un material. Niciun lider de sindicat nu a murit sărac, indiferent dacă a murit în patul lui sau la vecină? Sau împachetat, nu, împachetat în beton de prietenul lui din mafie. Că ăștia de care obicei la sindicata... Jimmy Hoffa. La Jimmy Hoffa. Bine, cel care m-a dat în judecată, mi-a făcut plângerea, nu auzise de Jimmy Hoffa și de ce a făcut. Aici sunteți un pic rău. Nu, chiar a declarat chestia asta, deci n-am scos-o. Dar... Să nu cumva să ar fie fi unul ceva din ieșit din comun. Deci părerea mea despre sindicate ar fi cunoscută. Deci, și a mea. Tocmai de aceea. Nu despre sindicate, despre liderii de sindicat. Da. Cum să vă spun? Am fost membru de sindicat din 1988. De pe vremea nefericitului Ceaușescu. Și atunci, și după Revoluție, am avut parte doar de netrebnici care, pentru un salar de merit, pentru niște manicuriste și pupeze, pentru două gărzi de corp, pentru o înghețată în plus, ne-au trădat interesele. Bine, ăștia sunt ăștia mici, de eu știu o grămadă care s-au îmbogățit. Domnule, spuneți-mi deci, unul mare care se pretează în a-și vinde oamenii, poți să-i spui mare? Un om mare nu-și vinde oamenii. Un om mare nu-și trădează principiile. Un om mare se respectă pe el ca să poată respecta pe alții. Nu-mi spuneți că ăștia au fost mari. Ăștia conjuncturale au ajuns pe niște funcții și au profitat de ele pentru că n-au avut. Au fost copiii sărași care n-au avut jucării și când au crescut au devenit pasionați de a strânge jucării, atâta tot. Și am văzut niște documente despre Liga Sindicatelor Miniere. La să avem, pardon, eu sunt vicepreședinte al Ligii Sindicatelor Miniere. Numai bine atunci. Pe vremea aia, prin 2009, 2008, 2010, pe aici în perioada aia, era un anumit fond de 5,8 la mie din fondul de salarii care revenea care liderilor de sindicat care îl prădeau cum vreau ei. Curtea aici, de conturi a găsit vreo 30 de miliarde. Dacă îmi permiteți, Curtea de conturi a greșit pentru că există... Domnul Andrei Vlad,
Curtea de conturi a greșit. Hai să vedem. De exemplu, există hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă care arată că a greșit. Știu exact cum a greșit Curtea de Conturi. Da, deci a greșit. Este definitivă și irevocabilă. Un lider de sindicat care își închiriază propria mașină. N-am avut cunoștință de așa ceva și în documentele legii n-am găsit așa ceva. Și ia chirie pe ea și își cumpără cauciucuri și asigurarea și toate alea, cam cum ați... Dacă îl cheamă Temneanu, atunci nu mă mai miră de nimic. Probabil, nu știu, cred că... De pentru că n-ar fi singurul. Am mai văzut și pe la Lupeni o chestie de genul ăsta, în care și-a închiriat propria cabana nevestei, de fapt, pentru servicii în interesul sindicatului și a membrilor de sindicat. Bine, asta dacă e pentru membrii de sindicat, e ok, da, mașina. Da, nu punem pariu. În cabana intră mulți. Se dăm din 700 de membri de sindicat, cât s-au făcut acolo sejurul? Păi nu, oricum, într-o cabană intră 20, eu știu, 10, 15, dar într-o cameră. Dar din cei 700, cât s-au beneficiat? Dar de o mașină câți beneficiază? O mașină de 5 locuri, câți pot din sindicaliști pot să probabil beneficiază? Tot biroul executiv care este nevoie să plece în delegații în interesul membrilor de sindicat. Interesul membrilor de sindicat, da. Ok, este frumos spus. Acum ultima, eu știu, ultimul conflict pe care o rămân la părerea mea că... Nu este ultimul, pe cuvântul ați meu. Ați avut multe acțiuni în instanță. Și mai avem. Și asta normal. Am mai inițiat acum vreo 7 și mai urmează vreo 12. 7? Cu ce? Spuneți-mi câteva din temele, că deja m-ați șocat. În calitatea mea de președinte al sindicatului Vulturul Negru, obiectul, ca să zic așa, să am constatat la instituția unde am lucrat până pe data de 12 sau 11 aprilie, nu mai știu exact, până 11 aprilie, am constatat foarte multe nereguli. De asta la fiind instituția fiind Primăria Vulcan, Primăria Municipiului Vulcan. Și în naivitatea mea am crezut că vorba dulce, că dialogul rezolvă problemele cu administrația locală din localitatea respectivă. Credeți-mă, am fost naiv. Pe oamenii ăștia poți să-i faci să respecte legea doar dacă există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Și atunci am un mare semn de întrebare dacă o vor respecta. Asta, eu nu cred că dacă există o hotărâre, pentru că asta se sancționează. Nerespectarea hotărârii judecătorești este infracțiune, am citit eu undeva. Da, știu, și atunci nu vom avea de altceva de făcut decât să continuăm conform legii toate demersurile până la finalitatea pe care ne așteptăm. Și ce era în regulă cu legătură cu Primăria Vulcan? Ce nu se respecta acolo? Începând cu luna... Nu că ar fi ceva, știu care se respectă la Primăria Vulcan, dar spuneți-mi asta concret ce nu se respectă. Așa știe toată lumea din Vulcan. Începând cu luna august, sindicatul Vulturul Negru a solicitat în numele membrilor de sindicat din acea primărie, respectiv polițiștii locali. August 2012? Da. August 2012. Deci după alegerile locale, atunci imediat... Da, pentru că am fost rugat să stăm cuminți că să alege și nu se poate discuta cu noi și n-au timp să discute, că e campanie. Noi băieți buni, eu băiat bun, am înțeles, dacă așa au zis cine a zis, mergem frumos, așteptăm să treacă alegerile. În luna august am prezentat cu documentație că ni s-a cerut, bă, dacă s-a dat în altă parte, vă dăm și noi. Respectiv, era vorba de suplimentul de hrană. Ținând cont de faptul că poliția locală este, prin hotărâre de ministru și prin lege, forță complementară de ordine publică, ne încadrăm la acest drept prevăzut de lege, suplimentul de hrană. Am adus document și am zis nu ne trebuie 7,5 milioane, pentru că bugetul este mic. Cum se dă la poliția mama, la poliția națională, ținând cont că bugetul este mic, colegii mei au înțeles că deocamdată este bine cu 1,5 milioane. În luna noiembrie am avut surpriza, după amânări de genul luna viitoare, nu se poate acum, luna viitoare, nu se poate acum, în luna noiembrie am avut surpriza să fiu întrebat, dar ce mi-ai depus mie vreo adresă? Rămas stupefiat, deci credeți-mă la propriu, mi-am strâns ca la balâcu, am cerut reprezentativitatea la nivelul poliției locale prin instanță, că așa prevede legea, și în în adresa trimisă de secretarul primăriei municipiului Vulcan, am constatat că, de fapt, ei aveau dreptate. Noi nu aveam dreptul să primim acele suplimente de hrană, pentru că noi nu eram polițiști locali, funcționari publici cu atribuții specifice, noi eram referenți.
Stai, aveați uniform, aveați pulan, aveați... Că da, dar, și... dar încadrările erau de referent. Pe referendul, da, amers de când? Păi, dacă așa au vrut să salarizeze expertul juridic și cel care a dat avizul de legalitate... Și de aici a început tot tambăleul. Statutul de funcționar public implică și niște îndatoriri și un alt și niște alt obligații. Statut. Și niște, deci, nu, funcționarii publici sunt de două tipuri. Altfel tapărele. Nu, e cu totul altceva. Da. Deci, clar, funcționarul public cu atribuții generale, funcționarul public cu atribuții specifice. În categoria funcții specifice sunt prin legi speciale, cum este poliția locală, cum sunt cei din serviciul de asistență socială, unde sunt alte reguli, alte contacte, așa mai departe. Noi, da, eram polițiști locali, dar referenți. Deci încadrarea a fost. Am constatat din adresa depusă la judecătoria Petroșan de primăria Vulcană. În acest sens am făcut o delegație, o delegare, o întâmpinare, o solicitare primăriei Vulcan și am explicat. Doamnă, ce fă nu-i regulă, doamna jurist, doamna secretar. Păi cum suntem noi referenți când noi suntem polițiști locali cu atribuții specifice? După... Bine, asta nu funcționează în baza unei legi. Ce că lege pentru ei? Am așa. După vreo 28 de zile am primit răspunsul. Da, ați fost informat greșit, nu sunteți referenți, sunteți funcționari publici cu atribuții specifice, plătiți cu atribuții ca funcționari publici cu atribuții generale. O anomalie, adică sunteți polițist, dar nu sunteți polițist. Sunteți Gheorghe, dar vă cheamă Pătru. Cum vă explicați? Domnule, în momentul când ai oameni slab pregătiți profesional, care sunt obișnuiți să respecte legea în sensul de a învăța legea, să, cum să ocolești legea, nu să o aplici. Deci dacă nu, ai experți în a ocoli legea, poți orice. Ca să ocolești legea, trebuie să-ți umble mintea, deci nu merge așa, nu o face... Dar, domnule, nu trebuie să fii inteligent, trebuie să fii pasiv. Păi trebuie să fii inteligent, da. Trebuie să... Nu... Deci un om inteligent înțelege și riscul. Că dacă ai ocoli legea și ești prins, ai luat-o. Nu e simplu să ocolești legea, că sunt anumite portițe prin care trebuie să poți da. Să faci... Deci n-am zis că, iertați-mă, dar n-am zis că oamenii ăia sunt ipotezi mentali. Te trezești că n-ai ocolit-o, că ai încălcat-o și atunci ai intrat în partea... Arătați-mi eu un infractor care a reușit să strângă mulți bani prin a înșela lumea, prost. Arătați-mi un infractor prost, haideți să ne uităm până și celebrul Stoica cu Caritasul, da? Dacă e bogat, mă spuneți dumneavoastră, înseamnă că nu e prost, că dacă era prost, rămânea sărac. Corect. Deci, până la urmă, rămâne ca mine, totuși, trebuie să fii deștept ca să... Dar n-am zis, dar n-am susținut că sunt proști. Păi nu, că a spus că nu sunt competenți, că nu... Aia e altceva. Competența și incompetența nu înseamnă că e prost. Înseamnă că e pregătit pentru altceva. Nu e competență respectă legea. Bun, ce câștigă primăria la afacerea asta? Pentru că, din câte știu, ele a primit bani la greu, miliarde de miliarde, vreo 1000 și ceva de miliarde a costat bulevardul, și cu telegondola, adunate peste 1000 de miliarde. Fonduri europene. Nu e niciun nu fond să... european. Sunt bani de la guvern. Păi atunci hai să punem așa. Cel mai simplu exemplu, care eu știu deci, despre el. Complexul energetic Hunedoara are sediul la Petroșani în urma diligențelor Ligii Sindicatelor Miniere, unde eu sunt vicepreședinte, da? Complexul energetic are? Păi încă nu există. Domnule, există, dar e la Deva. Lunar vin, nu, este la Paroșeni. Complexul energetic Hunedoara are sediu social la Paroșeni și taxele și impozite intră în primăria Vulcan. Dacă primăria Vulcan vine după aceea și îmi spune că nu am bani să-ți dau, este o mare... Nu, deci primăria Vulcan e o primărie săracă. Asta trebuie... În primul rând nu este o primărie săracă. Pentru că sunt două mine pe teritoriu. O este preparația. Este uzina Paroșeni. Da, deci astea sunt... Da, nu știu dacă da. Mai există un oraș în Valea Jiului care să aibă atâtea unități economice și da. Destul de puternice, cu salarii bune, nu cu salariul de 4 milioane jumate. Și bun, și până la urmă, probabil că administrația locală au fi zis, domnule, banii ăștia care nu-i dăm la oamenii ăștia care stau pe aici, care umblă în ziua alegerilor după golanii domnule, din probabil Dala, din salarii nu se vine parandărătul. Zicea, asta e singura explicație care o am. Cum zicea un prieten al lui, că golanii din Dallas l-au votat. Umbla mașina, am și eu niște cadre filmate și poze cu umbla mașinile poliției locale, așa făcea ture prin Dallas. Și îi chema pe aia și zicea, băi, am mers la vot. În zona unui bar acolo, în Dallas, barul Bărbosul. Aici, dacă îmi permiteți, într-una din zile am fost și eu în acea mașină și vă pot spune că eram acolo în căutare și în verificare și în supraveghere să nu se vină cu cadouri
că au existat din partea candidaților tentative de a se împărți cadouri, de a se împărți hrană, pentru că... Da, eu sunt de acord și atunci când a venit presa să filmeze, de ce au plecat mașinile de acolo? Trebuia să iasă cu pieptul înainte și domnule, noi am venit aici... Noi, ca polițiști locali simpli, ca funcționari publici de execuție, nu avem dreptul să ieșim în contact cu presa. Pentru aceasta deci este... Erau două mașini, era una albastră, care și că nu mai funcționa de ani de zile, era acolo sus, un Dacia Break, și încă una aia albă. Erau amândouă acolo, una era mai sus, una mai jos și chema pe câte una acolo. Bă, ce îi spunea? Bă, nu cumva să dai cadouri sau ceva? Îi atenționa pe cetățenii în sensul ăsta? E posibil să-i fi chemat, să-i adică fi întrebat ei... dacă au cunoștință de asemenea ilegalitații. Colegii mei sunt niște colegi și dați-mi voie să le spun încă... O colegă de-a mea de la, de la un ziar local, Ramona Roșulescu, are niște cadre filmate cum unul dintre candidații la Consiliul Local dă dreptul la o persoană care... Și avem un nume pentru acel consilier local? Păi cred că avem, era unul Chilios, nu știu cum îl cheamă. Parcă aș nu zice prima dată, nu mă știu, sau ceva de genul ăsta. Sau ne-am râtul ăla, n-avea servici la vremea respectivă, de unde să dea el bani? Păi nu dădea de la el, dar ce ăștia dau de la el? Bun, deci poliția comunitară era pe ferie acolo să nu se locală, scuze, să nu se încalce legea. Îmi place foarte mult, sună foarte bine, dar eu vă pot garanta. Aveți impresia că numai acolo se putea încălca 70% din colegii mei cu care am lucrat la primăria municipiului Vulcan, din polițiștii locali, sunt oameni care își fac datoria în mod exemplar. În mod exemplar. În ciuda faptului că au acele salarii mizere, domnul Andrei Vlad, au niște salarii de... Ne este rușine să ieșim din casă. Nu depășim 10 milioane cu vechimea nu știu care. Eu personal am avut 7 milioane și jumătate la peste 15 ani vechime în câmpul muncii. Și asta din cauza faptului că niște incompetenți au considerat că e bine să-și bată joc de noi. Incompetenți fiind cine? Cine poate? Cine cunoaște arta de a dribla legea? Inclusiv la calculul salarial. Nu știu, probabil mă gândesc. Păi să ne gândim, compartimentul juridic, compartimentul salarizare, cine dă avizul de legalitate? Secretarul primăriei? Că pe primarul lor prea învinuiesc, că săracul în materie de lege, în afară de faptul zice vreau, tu trebuie să cauți, nu prea știe multe. Crezi că au făcut ăștia de capul lor fără să știe primarul? N-am zis că a făcut de capul lor, am zis că nu știe, el cere. Și ăștia trebuie să execute, că dacă nu ia să cobrea primarul... portița, nu? Ca să da, ocolească legea. Da, da. Până la urmă, nu există nimic în primăria aia să nu știe primarul, sau măcar... Sau să nu vrea primarul. Viceprimarul, care era la acea vreme, Angela Stoica. Vă rog frumos despre Angela Stoica, dacă îmi dați voie, că tot ați ajuns la subiectul ăsta sensibil. Păi la vremea era viceprimar. Doamna Angela Stoica... Demersurile astea. Și când ați început demersurile, Angela Stoica era viceprimar, da? Da. Ea a dirijat tot ce era în primăria aia acolo. Mi se pare. Nu era nimic fără să... Doamna Angela Stoica a fost paravanul în care dădeau toți, pentru că era un tip loial, un tip de echipă, un tip omului loial, un tip omului de echipă. Ca să nu dea să dea în primar, a existat această doamnă care tot timpul a protejat. Deci dacă doamna Angela Stoica și-a luat șuturi în fund și în jurături și asta, a luat foarte multe pe nedrept, pentru că a încercat să fie paravan ca omul, liderul de echipă, așa cum credea toată lumea că este liderul de echipă, să poată să-și facă munca. Să-și facă așa, eu știu, o aură de băiat bun, de om corect. Dar în timp ce dumneavoastră lua toate șuturile în fund. Aflu ceva nou acum, bine. Eu... Și credeți-mă că vin din interior și știu acest lucru. Deci, în ceea ce o privește pe această doamnă, și vă rog să mă credeți, nu la multe femei le spun doamne. Această femeie este o doamnă prin excelență. Această doamnă, în 80% din situații, a luat-o nemeritat. Bine, s-a și băgat, că era totală. Domnule, dar era omul de echipă. Dumneata le, când faci parte dintr-o echipă și zici, ăsta îl protejăm, nu toată echipa vine în jurul lui și face zid. Pe ce este la fotbal american? Dacă nu face treabă bună, american. Dacă nu îl protejăm. Da, uitați, impresia generală este că primarul a făcut treabă bună, uitând că de fapt a fost echipa care a făcut treaba. Bine, treaba bună a primarului, nu știu cine mai e convins în acum în nu. Municipiu. Uitați-vă cum a picat zidul, eu să de vede. Exemplu, eu am 50 de ani de când locuiesc în Vulcan și am găsit acum niște fotografii cu centru vechi, unde era Vulcanul, cum arăta atunci și cum am și făcut și eu niște fotografii în primăvară, cum arată acum Vulcanul.
Deci acum centrul vechi e, nu există, deci e jale. Blocurile alea sunt toate scojite, unele nu mai au acoperiș. Acoperișurile au crescut pont, tot felul de salcâmi și ce mai fi crescut pe acolo, sălci și eu știu ce mai... Drumurile care trec, care pleacă din strada principală, din Nicolae Titulescu, fosta Republicii, că nu știu la ce a schimbat numele, că încă e tot Republică în țara noastră, nu e monarhie deocamdată. Tot ce iese de acolo, cum ai trecut, ai ieșit din drum, cum e cel puțin atâta diferență de nivel, gropi, pietre și tot felul de chestii de genul ăsta. Nu sunt expert. Deci eu nu știu cu ce poate să iasă Ile în față. Eu știu, bulevardul ăla poate impresionează pe careva, dar pe mine nu mă impresionează. L-a îngustat atâta că dacă trebuie să treacă o mașină de pompieri, nu poate să treacă. Și dacă a oprit o mașină, a doua nu mai poate să treacă pe lângă ea. Plus de asta am văzut astăzi, trecând pe acolo, are niște plăci puse așa pe fântânile alea. Păi nu știu câte sunt căzute, sunt dărâmate, și câte au fost date jos când s-a dat zăpada. Sunt dezlipite și eu zic că la banii ăștia, la 320 de miliarde, de 320 de milioane fără TVA, mă gândesc că trebuia făcut o lucrare mai calmă. Și mai avea o întrebare care o să o pun domnului primar Ilen Masă să se întoarcă. Am înțeles că e plecat la București sau nu știu unde pleacă el. Ce s-a întâmplat cu biscuiții care erau pe la Onic, prin față, pe acolo, până la unde a fost un magazin de pâine, jos așa spre biserică, pentru că acolo era ok. Eu am fotografii când discotea de acolo frumos, îi punea într-o cupă de ifron de ăsta și după aia i-a pus în basculă și a dus sus la fosta unitate militară. Acum dacă mergi la fosta unitate militară, nu mai sunt acolo. De competența, curți ori fi de competența poliției și naționale. Domnul Ile a făcut mare șmecherie. Ce a făcut Ile? Spuneți-mi ce a făcut. A făcut, eu știu, la unitatea militară ceva locuințe sociale acolo, că toate alea se dărâmă, blocurile alea când vin despre Lupeni, zici că sunt niște, eu știu, zici că ești în orașul fantomă, în ghetou, mă arătau ea mai de mult primele filme care le-am văzut noi cu cea Glory, Norris, orașul fantomă. Tot felul de chestii. Domnule, sunteți vulcănean sau mi se pare mie? Eu sunt vulcănean, de-aia mă deranjează. Și mă întreb pe mine din Petroșani ce-a făcut primor pe care l-ați votat? Păi văd că țineți cu Angela, uite, da, ce-a făcut Angela Stoica, hai să luăm așa. Angela Stoica a fost un om de echipă și a protejat echipa. A, și toată echipa a făcut chestia asta, ce-a făcut. Bun, hai să vedem ce nemulțumiri mai aveați noastră acolo cu băieții ăștia. Cred că nu numai asta e singura. Văzând talentul compartimentului juridic de a fenta legea, mi-am permis neobrăzarea să adresez în scris către onorabila primărie și onorabilul primar niște întrebări de genul: de ce nu primim banii, câți bani aveți să ne dați din urmă, de ce nu primim sporul ăla, de ce nu primim mai altă, care sunt sporurile, printre care am solicitat și un tabel cu membrii, cu personalul angajat al poliției locale. Spre... În calitate de sindicalist? Da, automat. În calitate de președinte al sindicatului Vulturul Negru. Cu solicitările astea, cu adrese făcute, am făcut prin... Am făcut în 2000, în baza legii 544, în 2012, am trecut prin noiembrie, în legătură cu spitalul din Vulcan. Și m-am dus la ei, domnule, dăm răspuns ăsta, nu, că am trimis solicitarea la spital. După vreo două luni, zic, hai cunosc să mă duc, poezia cu mă duc, la, mă duc să întreb la spital și, domnule, nu am primit nimica. Deci vă dați seama că pot să mintă omul ăsta. Da, îmi dau seama din documente și din salariul colegilor mei și din inepțiile care le-a făcut. Deci eu trag concluzia că el avea de ascuns ceva acolo. Anul trecut. Dar are de ascuns, este un om care ascunde foarte multe. Hai să revenim la chestia asta acum. Și la una din adrese, sub numărul 9784 din 9 ianuarie 2013, deci foarte rapid, într-o săptămână, am primit un tabel în atenția sindicatului, unde spune că urmare a cererii dumneavoastră, înregistrată așa, vă înaintam tabelul nominal cu angajații Poliției Locale Vulcan. Și aici, credeți-mă, în viața mea n-am fost atât de șocat cum a fost în momentul respectiv. Știm că am doi șefi. Doi șefi, una... șef serviciu poliție locală și un adjunct șef serviciu poliție locală. Așa zicea. Normal, când pleacă. Așa se semna pe documente. Oameni care au decis sancționarea subalternilor, care au împărțit oamenii în echipe, au trimis oameni în serviciu, care au avut competența să le facă, care știam că au competența să le facă calificativele, să facă recomandările pentru promovare, să văd cu stupefacție că respectivii nu aveau nicio funcție și că, de fapt, singurul
polițiști locali cu funcție de conducere în cadrul poliției locale din primăria Vulcan era doamna Giurgiulescu Ana, ca șef de birou. Și în secunda 2 am întrebat... Eu n-am văzut niciodată în uniformă, era la secret. Eu am văzut-o, scuzați-mă. În uniformă de... Da, da. Da, dar biroul pe care dumneavoastră îl conduce nu necesită întotdeauna uniformă, pentru că în cadrul poliției locale sunt mai multe compartimente, prin lege, prin legea 155 din 2010. Da, deci numai la uniformă de gală, când ești avansat sau ceva? Nu, din păcate, la Calicia, la din primăria Vulcan, avem un singur set de uniforme, care dacă moare unul, moștenește la altul. Dacă vine un nou angajat, ia uniformă veche, că nu s-au mai cumpărat uniforme, cu toate că trebuie așa cum o să urmează și asta. Și în momentul respectiv... Deci doamna Giurgiulescu este da, și pe, local. Da, nu, șef birou în cadrul poliției locale. Păi și ăsta cu ce echivalent? Nu, este șef birou. Echivalentul funcției de șef birou. Din statutul funcționarului public. Și mi-am pus atunci întrebarea. Dacă noi, polițiștii locali, am fost distribuiți în serviciu de două persoane care primăria nu-i recunoaște ca șef prin adresa care mi-a trimis-o, înseamnă că ceva nu este regulă. Cineva păi a avut care o era problema să nu-i pună șef, că doar nu eram. Dădea primarul dispoziție și erau șef, nu? Eu aș putea să vă spun bancuri, dar nu vă spun bancuri, stimate domn. Ce am să-mi permit să vă prezint un răspuns al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, care l-am primit în data de sub numărul 15.332 din 26.04.2013, primit la sfârșitul lunii aprilie. Unde la punctul 4.2 îmi explică clar și fără echivoc că domnul Meme, să-l numim așa, care prin necunoștința noastră, crezând că oamenii toți sunt corecți cum suntem noi, l-am considerat șef serviciu poliția locală. Respectivul, în 2010, era încă polițist local de clasa a 3-a. Fără funcție de conducere. Mai mare decât clasa a 2-a sau mai mic decât clasa a 3-a? Nu, e ultima clasă. Deci nu ai voie să conduci pe clasa a 3-a. Dumnealui de 5 ani de zile este ba șeful poliției comunitare, ulterior șeful poliției locale, dar era de clasa a 3-a, conform adresei primite de la ANFP. În 2011 devine funcționar public clasa a 1-a, adică cu studii superioare, dar nu îndeplinea vechimea pe studii ca să ocupe acest. Trebuia un minim de ani pe studii, deci vechime pe studii superioare, pentru a putea fi numit provizorii maxim 6 luni cu aprobarea Agenției Naționale a Funcționarului Public. Păi dacă a fost numit cu clasa a 3-a... Păi dacă nu avea, dacă n-avea aprobarea Agenției Naționale a Funcționarului Public, eu îmi pun următoarea întrebare, domnul Vlad. Dar șeful poliției din Vulcan, șeful poliției de ordine publică, care a semnat protocoale cu poliția... Aia vreau să spun, există vreun document în care a semnat în calitate de șef al poliției, că așa zici, domnule, da, așa credea lumea pe acolo, că sunt e șef, documente, dar avem, și-au pus niște avem, avem la sindicat fotocopii după documente semnate de domnia sa, în calitate de șef serviciu poliția locală, calificative... După ce a început scandalul, n-a mai fost șef serviciu poliția locală sau șef poliția locală, a fost polițist local cu delegare de atribuții. Nu s-a mai semnat șef poliția locală, dar doar după ce sindicatul Vulturul Negru, sub semnătura președintelui Voina Ilie Radu, a avut curajul să semnaleze că se produce o ilegalitate. Poate omul era competent în chestia asta și lipsea doar chestia cu studiile superioare, că n-avea vechime pe studii, care e așa ceva... Sunt o grămadă care se pricep la niște lucruri și n-au studiile. Nu suntem la mină, unde toți trebuie să știe de toate. Unde lopătarul să fie și lăcătuș, unde inginerul poate să fie și lopătar și director. Aici, la funcționarii publici, avem criterii clare după care poți să fii pe o funcție. Spune clar, pentru funcția de șef serviciu, în cadrul unei primării, trebuie să ai o vechime minimă de... Trebuie să ai studii superioare pe vechimea și să dai concurs. Stai puțin. Deci toate actele care le-a semnat el în calitatea aia de, eu știu, șef de serviciu sau cum se auto-intitula, da, sunt nule de drept? Asta va constata parchetul, pentru că noi am sesizat parchetul, ce îi privește pe cei doi. Eu am parcat mașina pe trotuar și a zis, băiatul, ia plătește tu amendă că tu ai parcat mașina pe trotuar. În data de 23 ianuarie 2013, sindicatul Vulturul Negru a depus 2 plângeri penale la parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani, în care am sesizat că împotriva numiți cui, că... împotriva domnului Dan Vasile, ajung și în serviciu poliția locală, și împotriva domnului Mezabrovski Mihăiță, ambii din Vulcan,
șef serviciu poliție locală. Păi, de la faptul că nu aveau dreptul să fie o funcție. Iertați-mă, domnule Bezabrovski, a terminat dreptul. Dar cine, nu mai absolvă nici dar mama cine legii. Trebuia să hotărască dacă au sau nu au dreptul de a... Nu cred că ei. Așa și eu mă duc și, domnule, dacă mă pune pe mine ministru, ok, că mi-e place să fiu ministru. Domnule. Dar dacă nu sunt, nu am studiile sau, eu știu, poate la ministru nici nu mai trebuie. Dar hai să zic undeva într-o funcție de asta de șef de birou. Nu am pregătirea necesară, nu am vechimea pe studii care... Dacă un om a ajuns pe funcție de conducere într-o urbe, crede că în pofta lui ține loc de lege, se înșală. Deci, pentru mine, Voina Ilie Radu, atât ca persoană și cetățean al Republicii România, cât și în calitate de președinte al Sindicatului Vulturul Negru, toți sunt egali. Nu mă interesează ce funcții și ce grad am întrerupt. Au. De ce îi acuzați pe băieții ăștia? În primul rând, ce au făcut ei? Fals, uz de fals, semnătură sub... Deci au încheiat acorduri cu poliția locală. Păi nu și-au dat ei titulatura asta. Dar au uzat de ea știind că nu au dreptul. Poate nu știau că... Domnule, dacă dai examen, să intri în poliția locală, dai examen. Dacă primarul îi le zice, bă, tu ești șef de birou sau de serviciu, să rămână, bă, tu ești șef aici. Deci da, vă rog frumos să-mi permiteți, domnul Andrei Vlad. În momentul când dai examen să devii funcționar public, pentru că nu poți veni funcționar public decât dacă dai examen. Și că dacă e examenul. Cum să presupunem așa, că... trebuie să înveți, în primul rând, condițiile să ajungi pe funcție. Până acum un an erau toți... Până acum 2 ani. Angajați... Toți au fost funcționari publici și când era poliția comunitară. Și după aceea cum au devenit prin efectul legii. Contractul? Cum? S-a transformat prin efectul legii poliția comunitară. Ok, dar anul trecut nu erau funcționari publici. Dar nu era de clasă, nu era pe funcție de nu avea vechime, nu era de clasa întâia. Nu zic de oameni ăștia, zic în general. A spus că trebuia să fiți încadrați ca funcționari publici și v-a încadrat ca personal... Deci, toți suntem funcționari publici, dar unii sunt funcționari publici cu atribuții specifice, deci prin efectul legii, sau funcționari publici cu atribuții generale. Ori noi, având prin efectul legii, prin dispoziție de lege, statutul de funcționar public cu atribuție specifică, aveam niște sporuri, niște drepturi, niște indemnizații și așa mai departe. Prin lege. Inclusiv grupă de muncă. Oamenii ăștia erau totuși funcționari publici, nu? Da, domnule, dar nu deplineau condițiile pentru a deține pentru funcție de conducere. Păi și dacă domnul primar a decis că îndeplinesc, cine poate să se opună vulcanului? Păi noi asta m-a întrebat poliția și procuratura să ne dea un răspuns, că de asta eu am făcut acele plângeri și multe acele altele. Acele plângeri putea să le faceți împotriva domnului primar, că a semnat niște documente, că i-a numit, că mă gândesc că există undeva o dispoziție, ceva există nu, o hârtie. Nu. Deci permiteți. Nu există nicio hârtie și ei se duc acolo, domnule, eu sunt șef de poliție? Da. Păi eu aici am găsit în adresa dată de ANFP că a mai existat anterior anului acesta o singură numire, dar fără aprobarea Agenției Naționale, fără avizul Agenției Naționale a Funcționarului Public, respectiv în data de 28.07.2011, sub numărul 1350, prin care domnul Mihăiță Mezabrovski a fost desemnat să îndeplinească atribuțiile prevăzute pentru funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu, dar nu a avut avizul. El a fost desemnat să îndeplinească. Deci nu a fost numit pe funcția respectivă. A fost desemnat. Probabil altul nu era. Știți cum e paradoxul? Domnul Mihăiță Mezabrovski a fost și școlarizat pentru meseria specifică de polițist local. A făcut și facultatea de drept. Are masterul în administrație publică. Deci el ar fi trebuit să știe lucrurile astea și să fi zis, mai pardon, domnule primar, eu nu pot îndeplini fără avizul, n-am vechimea pe studii, numește pe altcineva dacă mă vrei pe mine, numește pe altcineva și scoatem din nou cu postul la concurs când eu sunt apt și corespund din punct de vedere legal. Dar din pofta de a fi ceva, când toată viața ai fost un nimeni care te uitai pe geam la copiii cum se joacă, asta nu e. Hai să vedem. Păi vă spun că mi-a fost subaltern, de-aia îl cunosc. La gardinii publici a fost slugă. Poate așa. Poate să spună și el despre alții sau despre nu, domnule, în cartea mea de muncă scrie că am fost șef. În cartea lui de muncă nu scrie nici la ora asta că a fost șef. Ok, probabil că v-a deranjat că acum el era șef și noastră era subaltern. Nu, m-a deranjat ilegalitatea. Eu am mai lucrat, am mai avut șef din care mi-a fost anterior subalterni. Mai departe ce mai zice plângerea aia sau? Hai să vedem. Nu, și ne uitam după aceea că mai am o surpriză când îmi spune că domnul Dan Vasile a fost numit adjunct șef serviciu poliție locală, funcție care nu există în lege. Și că era funcționat... Păi orice șef are și un adjunct. Nu, domnule. Primarul are viceprimar. Conform legii 155/2010 a poliției locale,
Este următoarea ierarhie, șef birou. Care este doamna... Nu, șef birou. Șef birou e doamna... Nu? Doamna Giurgiulescu. Mai trebuia să fie șef birou ordine publică și evidența cetățenilor, care lipsește cu desăvârșire. După aceea, venem de jos în jos, șef serviciu. După aceea, veneam, dacă era departament, dacă era, în fine, sunt multe prevăzute lege, direcție și așa mai departe. Petroșan nu are direcție fără personalitate juridică. Avem un șef, un director de direcție, da? Ei, la Vulcan aveam cel mult un șef serviciu, pentru că era o structură în aparatul propriu a primarului. Ca să poată să ne supravegheze, să nu scape bugetul de sub control, că dacă faci o direcție trebuie să ai contabil, dacă faci o direcție trebuie să ai jurist, dacă faci o direcție trebuie să ai o structură de conducere și cum din salarii nu-ți vine parandărât, citez, din salarii nouă nu ne vine nimic înapoi. Asta a fost replica unui geniu din conducerea primăriei, la întâlnirea respectivă, din păcate n-a participat și domnul primar ca să poată vedea acest lucru. Bine, asta de obicei e adevărat. N-a spus da, dar să ai tupeul să spui asemenea obrăznicie în momentul când eu vin și îți prezint, domnule, de aici sau doamna, uite aici legea. Mie mi se pare o mare nerușinare din partea unei persoane să îndrăznească să spun acest lucru. Și atunci noastră ați reclamat pe oamenii ăștia? Am făcut plângere penală. Am făcut sesizări în instanță. Domnea lor au început o serie de abuzuri pentru că am avut nesimțirea să cer drepturile colegilor mei de la sindicat. Deci până la urmă, totul a început atunci când ați început să cer drepturile. Să cereți drepturile. Da. Domnule, trebuie să ne dai aia. Până în momentul legi, respectiv ne băteam pe burtă, ca să spun așa. Nu ne interesau pe unul de altul. Amical, pe spate, hai să nu zicem așa. Da, deci pe mine nu mă deranja primarul, pe primarul nu-l deranja. Unii cu costum Armani, alții cu costum de la sec. Nu, alții în uniformă. Așa. Da. Asta era problema, deci atâta timp cât nu spargi coaja la turtă, nu pute. În momentul când ai descoperit turta și vei să vezi ce-i sub coaja aia, s-ar putea să miroase urât. I-am explicat conducătorului primăriei, vă rog frumos, dacă vă simțiți curat și vă știți curat și că ați respectat legea, faceți abuzul de a vă bate joc de mine. Pentru că voi ajunge în instanță cu toate abuzurile și ilegalitățile. Și dacă aveți ghinionul ca instanța să-mi dea dreptate, mă voi îndrepta cu plângere penală împotriva domniilor voastre. Și până la urmă cum a rămas? Deci ați fost concediat, ca să spun așa? Nu. Păi, dacă nu mai sunteți acolo? N-am fost concediat. Vorbește bunăvoie, ori îți dau eu. Eu... prosteală. Funcționarii publici, la fiecare sfârșit de an, beneficiază, între ghilimele, de o evaluare profesională care este făcută de șeful direct al funcționarului public. În cazul de față, prin numirea nenumită, domnul Mihăiță Mezabrovski mi-a făcut evaluarea profesională mie, domnului Voina Ilie Radu, și mi-a dat calificativul nesatisfăcător. Că au râs pe mele din Vulcan, au zis, băi, ce Radu le-ai pus, o nu mai satisfaci și gata. Probabil că o fi avut vreo poliție de plătire când era șef. Da, mi-a și zis-o. Două lucruri mi-a zis ulterior. N-am știut unde să pup. Asta a fost una. Și al doilea lucru care mi-a zis, să nu uiți că mi-a făcut o plângere penală. Primarul știa, secretarul primăriei știa, l-au menținut artificial pe o funcție care nu-i se cuvenea, a făcut abuz în serviciul respectiv, în funcția respectivă. Nu știu dacă de capul lui sau nu, dar i-a convenit. Înseamnă că la Vulcan va fi un pic de, de zgomot, așa, ca să... Păi imediat după ce a început demersul sindical... Organele vor cerceta, vor cere niște documente, niște informații. Da, sunt convins de asta. Păi știți care e chestia frumoasă? Când a fost ultima oară în primăria Vulcan? Nu a fost acum zilele astea, dar am văzut că e inundată. Asta nu intră la apă. Știți cum zic angajații? În sfârșit, ilei la apă. Păi, am văzut că inundație, nu știu ce fi făcut la banii. Asta a fost replica unui funcționar public. Nu, problema este în felul următor. Ați avut acces liber? Păi nu, că nu te lasă acolo să te fuți. Dumneavoastră știți că de când a început această contrazicere între sindicat și administrație prin care am arătat că se produc niște ilegalități. E primăria lui Ileș. S-a început monitorizarea, s-au pus camere de luat vederi la parter în care se supraveghează toate intrările. Să vadă când intră Voina, când intră polițiștii locali în primărie. Nu mai au voie să intre nici în vestiară în timpul serviciului. N-ai voie să te duci să bei o cafea. Nu ți se mai asigură timpul de odihnă. Deci se merge din ilegalitate în ilegalitate. Timpul de odihnă? În timpul șutului ce timp de odihnă să ai? Domnule, conform legii la 50 de minute, ai dreptul la o pauză de apă, de pișu, de tot ce ai nevoie, 10 minute.
Nu, no, ție din ăla Billy sau cum ăsta cu da, păi și... acum chiar am discutat cu biroul executiv că este singura soluție să le luăm Pampers în timpul serviciului membrilor de sindicat care fac serviciul de patrulă în cadrul poliției locale Vulcan. Deci le vrea rezultate puternice acolo cu patrulele astea? Ce rezultate puternice, domnule, când tu ți abuzezi, îi pui pe bieții oamenii, faci de rușine, îi trimis în mormântare să care morți? E adevărat! Pentru niște veterani de război, e adevărat. Dar oamenii ăia meritau să fie conduși cu demnitate. Nu să arunci cognitori că n-ai avut pistol, că te-ai calicit la 7 bile. Unde este demnitatea care eu acord acelui om care și-a vărsat sângele pentru țara, pe care tu zici că o respecti în calitate de primar, și îți trimiți sluga să arunce cognitori capse, de parcă suntem la revelion? Nu poți scoate 7 bile să le tragă cu pistoalele? Bine, oricum n-ai voie să folosești capsă. Acum dacă te prinde, te amendează. Poliția comunitară... Din ordinul viceprimarului și a celor doi ponei, conducători al poliției locale... Eu dacă ies pe stradă acum și arunc niște pognitori, dar pe mine mă dă o amendă serioasă, că zice, băi, n-ai voie. Te cercetează de ce ai la natale... Pirotehnice și chestii de genul ăsta. E perioada aia de... Praf de pușcă și așa mai departe. Păi și unii au voie și unii nu au voie. Păi dacă ești viceprimar subaltern al lui Ilea, ai voie să ai în buzunar să dai polițiștii locali să-i umilești și pe ei și pe bietul om care l-ai condus la groapă. Astea sunt chestii de, mă rog, nu știu, cam gen... Gen ce gen, domnule? Asta e fără gen. Soldatul șvechi. Mai pierdea pantaloni. Păi te duci și faci poză că îți veteran și ți-i respecti și când îi îngropi arunci petarde. E rușinos. Păi da, putea fi și fără. Păi tocmai de aia putea să nu fie deloc. Dar cu ocazia asta ai reușit să umilești și pe bietul om care este erou până la urmă și pe bieții oameni care au venit polițiștii locali să-i acorde un ultim onor. Asta e situația. Probabil că așa se întâmplă la Vulcan. S-a găsit unul mai deștept așa să meargă să tulbure apele pe acolo. Ăsta se cheamă Radu Voina. Și probabil trebuia îndepărtat, nu? Știți ce? Am avut o surpriză chiar cu o săptămână înainte de a mi se termina preavizul, deci în ultima săptămână de serviciu. Deci, puțin, și dacă nu îndeplinește, îți dă un calificativ. Eu n-am auzit, primul an, dacă e calificativul nesatisfăcător. Eu n-am auzit niciodată de funcționari publici să fiu la nesatisfăcător. Nu, dacă eu nu satisfac. Cred că e prima dată când deci, eu nu știu să vorbesc. Deci am păcat că n-am adus semne să vă arăt evaluarea profesională, că ați fi avut ocazia să faceți un efort de atâta râs. Nu știu să comunic, nu sunt sociabil, nu știu să mă desfășor în grup. Nu execut ordinele, nu le înțeleg. Adică în grup cum? În ce sens? Cum ar trebui să te desfășori? Probabil că la ei, în grup. În grupul... Da, eu nu fac parte dintr-un grup, noi suntem o echipă. Asta e diferența. Și cu comunicarea așa, deci... Domnule... Chiar nu știu să comunic, n-am vocabular, n-am citit în viața mea o carte, nu cunosc cuvintele. Mm-hmm. Din punctul acestui om, chiar... Eu n-am nimic cu ceilalți, clar, cu ceilalți polițiști comunitari, sunt convins că toți sunt... Vă rog frumos, dar polițiști locali. Locali, scuze. Eu așa am rămas din urmă, în astăzi. Și, dar toți sunt oameni care comunică perfect, care au un vocabular dezvoltat... Avem excepții. Să nu credeți că doar cei doi de care v-am pomenit sunt excepții. Mai avem slugi care au avut nevoie de servici, care au sunat telefonul, vreau și eu să fiu. Fiul meu n-are servici, nu mi-l bagi. Nu putem lua așa. Și avem, am avut ocazia să văd oameni care nu pot să vorbească, dar ăștia îi găsim în birouri acum. Nu mai iasă pe stradă. În birouri acolo pot să tacă pentru că cetățeanul de rând nu mai are acces. Da, tocmai de aceea. Pe stradă, polițiștii locali, cu mici excepții, sunt niște oameni, deci colegii mei, aș putea să vă enumăr, să vă dau niște nume, dar n-aș vrea să le fac rău, că dacă mâine se va uita pe internet și va vedea emisiunea, sigur, își vor fi în preaviz. Ce se comunici ca polițiști locali? Tu ce acolo, bună vezi ziua, pe unul că un a călcat iarba, nu. Zici, băi, ia încoace, ia culbutează tu buletinul. Domnule, nu suntem... Băi, ce faci aici? Ai călcat iarba? Ia de aici și gata. Nu suntem la țară, la noi este bună ziua, sunt agent principal. Se legitimează, vă rog frumos să vă legitimați. Deci la noi... Se face chestia asta la Vulcan? Colegii mei, da. Eu de la colegii mei am învățat foarte multe. Sunt șocat de chestia asta. Deci am niște colegi cu experiență multă, de altfel eu și rămas lângă mine de oamenii de care vorbeam, au rezistat atacurilor din partea administrației, că s-a insistat foarte mult să iasă din sindicat, amenințească și pe serviciu. Fiecare ține la locul de muncă. Și printre cei care nu sunt în sindicat, sunt oameni care știu să vorbească.
Credeți-mă, polițiștii locali nu sunt niște tâmpiți. Nu, omul vorbește de mii de ani. Ce nu, Dumnezeu? Care știu să vorbească corect gramatical, civilizat și plăcut urechilor individului pe care, sau cetățeanului pe care îl abordezi. Deci, credeți-mă, sunt mândru de colegii mei de la Poliția Locală Vulcană. De majoritatea. Deci, nu, eu știu, în drept este conduita ideală. Deci, și domnule, dumneata, nu ai vorbit frumos cu tipul ăla. Uite, eu sunt șeful tău și uite cum trebuie să vorbești. Hai mă-ncoace. Unde, domnule, că nu l-am văzut în stradă decât când au plecat la picnic? Păi și atunci de unde știe că nu poți să nu știi să comunici? Păi nu știu. Asta e întrebarea. De asta va trebui să dea lămuriri la instanță și ulterior la parchet. De unde a știut când el n-a fost în stradă niciodată cu mine? La orice intervenție care am avut-o, n-a fost niciodată cu mine, 80% din, sau 60% din serviciile am avut de noapte sau de schimbul 2 când erau bine mersi acasă și nu au sinchisit să iasă să facă o singură verificare. Ah, că-și trimite tata să se plimbe să vadă unde sunt polițiștii locași de telefon. Băi, vezi că iasă acolo, beau cafea. Că noi n-avem voie să fim în primărie. Avem servicii secrete. Dă-i și un sfert. Își face treaba? Nu știu că te-i adresa. Eu te-am primit un mesaj aici. Domne, zi adevăr, ai fost dat afară pentru că ești prieten cu Sucilă. Ce dracuna, vorbești cu noi și alta zici la televizor. Da, sunt prieten cu Adi Sucilă. Îl respect pe acest om. L-am cunoscut în calitatea lui de polițist. Când îmi executam serviciul de patrulă mixtă cu Poliția Națională, am învățat foarte multe de la acest om. Îl respect. Și, într-adevăr, a venit un individ, consilier, care, paradoxal, eu voi solicita Ani să vedem dacă este competent, deține o funcție de coordonator de credite, de ordonator de credite și de consilier local și chiar a câștigat o finanțare acum de curând. Și centrează și... Și dă cu capul și... Bine, la Vulcan este ceva obișnuit. Da, deci surprinzător. Și m-a abordat într-o zi când mă dusesem să depun niște adrese la primăria Vulcan și mi-a explicat așa, măi, dacă tu ești public și spui lumii, te dezici de Angela și de Sucilă, noi ne reconsiderăm poziția și s-ar putea să te primim înapoi. Domnilor, vă spun acum, oamenii nu vă mai suportă. Prietenia mea este prietenia mea, nu este a voastră. În ce sens? Să ieși pe post să zici, domnule, eu nu mai cunosc pe Angela? Da, să dau cu pietre după Angela. Da, mi s-a cerut expres. Eventual domnul primar și cu domnul viceprimar au declarat-o public în data de 25 a unei luni, când s-a făcut o instruire profesională, data cu care a și scos pistolul și mi-a amenințat un coleg că... Cine a scos pistolul? Domnul Ilea a scos pistolul. Care pistol? Atunci am aflat și eu cu stupefacție. Acum vreo 4 ani, prin 2008, l-a amenințat pe un prieten de-a meu, Gabi Lungu, l-a amenințat că îl brișcurește. Bine, omoară, nu a avut nicio treabă. Era în alegere. Da, a scos un pistol de la piept, colegul a întrebat, de la brichetă, ce vrei să-ți împrăștii creierii pe pereți? E bine de știut să stau departe. Da, stați, feriți-vă, că nu se știți. Măcar să-mi fac asigurarea. Așa, deci, da, mi s-a cerut expres. A zis că eu fac jocul nu știu cui și nu știu cui. Domnul Andrei Vlad, aici este 1% din documentele, adresele care le-am depus și adresele care le-am primit. Scrie undeva despre Angela Stoica, despre Sucilă, despre dațile drumul, despre de-astea? Nu. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că angajații Serviciului Poliție Locală din cadrul primăriei Vulcan, județul 1 Adara, sunt încadrați în funcția publică de referent. Potrivit acestei încadrări, aceștia nu pot exercita atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice. Asta este adresa care am depus-o eu la primăria Vulcan. Precum și ale circulației pe drumurile publice, mai mult nu pot constata contravenții și aplica sancțiuni în domeniu. Având în vedere cele mai de sus, în conformitate cu dispozițiile art. 107 alin. 1 din legea numărul 188/99 republicată privind statutul funcționarilor publici, vă rugăm să solicitați avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Vulcan modificarea organigramei Serviciului Poliția Locală Vulcan și încadrarea funcționarilor publici în cadrul Poliției Locale, din cadrul Poliției Locale Vulcan pe funcții specifice de polițiști locali. Credeți-mă, în luna următoare toți au avut scris pe fișă polițist local, nu mai era referent polițist local. Adevărul este că sunt unele infracțiuni care
nu pot fi îndeplinite decât de cineva care are o anumită calitate, nu? Să vedeți răspunsul. Deci dacă ăla făcea un abuz, eu puteam să-l dau în judecată. Și le zicea, domnule, dar ce caut? Nu e abuz din un serviciu. Ăla nu era polițist, de fapt, ăla era un referent. Da, pe aici dar el făcea acte de constatare, eu știu de ce... Nu știu de ce am înțeles că dumneavoastră acum urmează să băgați o pauză de publicitate. Nu băgăm nicio pauză de publicitate, nu facem nimănă... Vă rog frumos să citiți dumneavoastră, dați-mi până când dată. Eu citesc telespectatorilor noștri. Ok, citiți noastră... Răspunsul de la onorata primărie. Ca răspuns la adresa dumneavoastră, vă comunicăm că funcționarii publici din cadrul Serviciului Poliția Locală nu sunt încadrați în funcția publică de referent, cum menționați în adresă, ci conform statului de funcție aprobat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, aceștia au fost încadrați în funcția publică specifică de polițist local. Potrivit alin 14, articolul 14 alin 4 din legea 155/2010 a Poliției Locale, nesalarizat ca funcționar public cu atribuții generale. Uite, aici o chestie care eu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci în codul rutier nu știe niciunde că Poliția Locală poate să mă oprească pe mine pe stradă sau dacă parchez neregulamentar, poate eventual dacă mor pe trotuar, că distrug domeniul public, dar eu pot să parchez la 2 metri de trecerea de pietoni și polițistul local nu are voie să mă amendeze. Prin legea 155. Nu legea, domnule, e un cod, codul rutier, nu vin cu lege peste cod și peste astea. Codul rutier scrie așa, eu opresc, eu nu-l bag în seamă la nivel local, ai voie prin hotărâri de Consiliul Local să faci acest lucru. Eu nici nu-l bag în seamă pentru că... Da, dacă mor cu mașina pe trotuare, nu. Atunci e cu totul altceva sau pe zona dacă verde. Dacă nu ești pe drumul dar, județean și ești pe un drum al orașului, are tot dreptul. Nu, domnule, n-are ce să caute. Vă rog să mă credeți. Scrie acolo în codul rutier, care e legea de bază a circulației la noi în țară, scrie cine are voie să... Păi eu nu stau de vorbă, cred că nu opresc la el, n-am nicio treabă, mor cu mașina și am plecat. Păi cum să mă oprească? Bă, la n-are cum să mă oprească pe mine. Îi chemăm pe domnul de la Poliția Mare pentru refuz de legitimare. Asta e cu totul altceva. Aia cu... Da, și asta e o găselniță, refuz de legitimare. Refuz de legitimare că ce? Ce-am făcut? Domnule, dacă te oprește un polițist local și solicită că ce? Să vă legitimați... De ce să mă legitimați? Pentru că i s-a părut ceva suspect. Poate nu-i place fața dumneatale, poate că i s-a părut la șeful lui că ai o față de suspect și o trimis să te legitimeze. Scriu undeva că... Mai ales dacă ești trimis să rupe afișe de pe polițistul ăsta, domnule, dacă fac ceva, într-adevăr, dar polițistul ăsta local are așa, eu știu, e un fel de Tudorel Butoi și mă vede pe mine ce bă, ăsta e suspect, ăsta nu e suspect. Polițiștii locali urmează cursuri de calificare specifice. Domnule, chestii cu cursuri de astea. Sunt instruiți. Eu am citit undeva o chestie, se numea, care se ocupă de criminologie, sunt anumite tratate, care se ocupă de chestiile astea, cu criminalul nebun, cu ăla care are fruntea îngustă, are degetele nu știu cum, dar la sfârșit scrie, domnule, nu e ceva neapărat obligatoriu, că dacă are fața aia de criminal, el e și criminal. Așa că... Domnule, dar trebuie să verifici. Să verifici ăla dacă nu sunt criminal? Să verifici ce ai în geantă, dacă ai picioarele lui aia acolo găzitorul. N-ați văzut criminali îmbrăcați bine așa? Ba da. Unul, chiar acum avem procese cu ei. Cu criminali? Morali. A, nu, aici nu se sancționează crimele morale, nu se sancționează. Eu știu că un om este declarat criminal doar după decizie definitivă și revocabilă a unei instanțe. Păi și atunci acum poate vine să vină polițistul comunitar. Mie mi se pare ceva să suspect spune, doamne, tale. Ai o privire pe zi camarețea criminală, așa. Nu, ai o privire pe zi și sunt mai multe indicii. Noi am fost instruiți pentru... Deci trebuie să am grijă când merg pe stradă, acum să am privirea în față. Nici așa, la că 30 de metri. Când nu te uiți în stânga, în dreapta. Deci, nici când te ferești... Domne, nici așa nu e bine, nici așa. Ce vreau să fac? Nu vă vând secretul. Vă rog frumos. Spuneți-mi de ce ați ajuns la subiectul ăsta, că v-am dat o hârtiuță. Apropo, am și o carte acasă și am mai citit-o de mult, acum câteva zeci de ani, Psihologie judiciară. Dar aia e depășită, aia e de acum 70 de ani. Da, e scrisă de tipul ăla Butoi sau cum chiar mai apare pe la televizor și de-alea. Dar n-am citit acolo. Că aia scrie după ce, mă rog, psihologia, după ce l-arestezi, după aia, cum trebuie să... Dar, știți dacă care este paradoxul, domnul Vlad? Dacă merge pe stradă și, cum făceau minerici, că l-am caftit pe un intelectual cu barbă. Dacă avea barbă și ochelari, trăgeau ăștia șlogul pe spate. Știți care este paradoxul? Dumneavoastră râdeți, dar știți dumneavoastră că 80% dintre infracțiunile și infractorii prinși în vulcan pe timpul nopții sunt cu colaborarea polițiștilor locali, dar n-apară niciun raport? Nu pot să cred. Credeți-mă.
Dacă ar fi să luați vreodată rapoartele de serviciu a polițiștilor locali, să vedeți, dumneavoastră, la câte săbi ar trebui să facă față, la câte amenințări cu moartea, pentru ca niște tipi să-și ia niște grade? Visul meu ar fi, de exemplu, dacă umblu pe stradă, noaptea și ziua, după masă, să văd polițiști în uniformă. Eu, v-am spus, am 50 de ani de când sunt în Vulcan, în lumea asta am 51 și mulțumesc. Pe vremuri, era un milițian, mai avea un militar după el, sau era doi milițieni, sau unul de la paza contractuală. Dom'le, umblau pe stradă, umblau în Crividia. Noi l-am rugat pe Victor Ponta chestia asta, dar nu vrea. Umblau în Crividia, umblau în colonie, umblau pe la gară, umblau prin Cocoșvar, pe unde era, că Dallas, nu știu dacă era. Dom'le, i-am văzut eu, îi vedeam eu pe stradă. Deci dacă mergeam noaptea la două, mă întâlneam cu o patrulă sau cu două. Situații de criză, n-avem buget. Dom'le, du-te să vezi cât sunt în birouri. Aoleu, mă mai cântă cineva. E de bine, măcar. Ia să vedem cine vă mai înjura. Vorbiți așa, pe aceeași tonalitate. Ia să ne păstrăm tonalitatea. Așa. Ia uite. Domnule Vlad, frumoasă emisiune, dar de suprafață. Să spună, domnule, numele consilierului incompatibil, să spună cum consuma motorina mașinii de poliție locală, cu Felicia Portase, să spună realitatea. Hai să spuneți realitatea. Deci lumea că facem vrăgele aici la suprafață. Da, este vorba de domnul Pantelimon. Pantelimon Neluțu, cunoscut. Este președintele clubului sportiv Vulcan, care chiar dacă este un SC, un SRL, un CIOFI, o succes. Așa, fiind ordonator de credite și consilier local în același timp. Și banii vin de la primărie, din câte am. Da, câștigat acea licitație pentru suma acordată asociațiilor sportive și a câștigat-o. Nu știu cum, a știut exact ce trebuie să pună probabil în caiet. Păi este, a avut o inspirație. Nu puteați da banii, deci e obligatoriu pentru așa, doi. Pentru asta. Da, dumnealui mi-a zis că dacă ies public să declar că mă delimitez de aceste două persoane, nu. Vă reîncadrează înapoi? Uite, spuneți-o acum ăsta și mâine mergeți. Domnule, în momentul când ai de hai face cu oameni de calitatea lui Angela Stoica și a lui Sucila Adrian, care pe care să-i cunoști în adevăratul lor fel de a fi, nu sunt oameni pe care să-i arunci. Care mașină e pe motorină la poliția locală? Aia albă? Aia albă. Aia albă? Ia uite ce scrie aici. Consumă motorina mașinii de poliție locală cu Felicia Portase? Unde? Da, a apărut și în presa locală, deci nu este o noutate. Și, de altfel, într-una din întâlnirea respectivă... Citit, ce a apărut în presă? Deci, domnul care conduce, domnul Mitrache, care conduce cronica, a scris la un moment dat acest lucru, total nemulțumit de faptul că angajaților primăriei Vulcan, primăria nu a îndrăznit și nu a avut curajul să le faciliteze transportul, deci decontarea transportului, dar doamna Felicia este dusă cu mașina poliției locale. E vorba despre consilierul personal al primarului, nu? Da. Altă Felicia Portase. Da. Consilierul energetic personal. Mă rog, energie, nu știu, pozitive, nu mai știu. Doamne, haide să fim. Dacă și Băsescu a avut paranormal lângă el, lăsați-mă, domnul Ile, care este tot din PD, tot politician, de ce nu? Mai ales că... Da, și am sesizat acest lucru și mi s-a zis că dacă mai deschid gura, s-ar putea să o iau. Și atunci am avut curajul să vorbesc cu domnul Mitrache, să-i explic cum stau lucrurile. Domnul Mitrache a și văzut acest lucru la rândul dumnealui, probabil dacă nu verifica, nu avea curajul. Și... Credeți-mă că sunt multe dovezi care atestă, inclusiv când primește pachete cu diferite lucruri necesare dumneai ei. Sau... Știu, o fi leucoplat și tifon de la spital. Da, l-am luat specificat. Deci îți duse în delul băbii la dumneai cât mai aproape de casă cu mașina poliției locale. Păi poate... Trei zile, o ținut minunea când n-o dus-o. Pachete poți să primești, de exemplu, prin fancurier. Ți le trimite cineva, e vreo problemă? Da, zic, de câte ori primea pachete, era condusă acasă tot cu mașina poliției locale. Deci minunea a ținut trei zile. A, deci nu e nimic, facem pachetele. Nu. Deci ok, primește prin fancurier de la cineva sau de undeva, e ok. Deci nu zicem... Da, nu că primi pachete, nu. Și faptul că eram obligați noi să ne abandonăm ordinea publică să mergem să o conducem pe doamna acasă. Poliția locală a fost transformată în taxi. Ați făcut chestii de asta? Da, și am sesizat-o public și acest lucru voi ruga Curtea de Conturi să verifice, să vedem până la urmă cheltuiala pe cărca cuiva intra.
Pentru că n-ai bani pentru salarii, dar în fiecare zi când dumneai este la servici, când coboară din dealul Babii, trebuie dus acasă și o duci cu mașina poliției locale. Să vedem dacă în 3 ani, în 5 ani, în 6 luni, în 9 luni, de când e consilier personal, de câte ori au fost dus acasă, să vedem banii aia ajungeau să le dea la mărâție și de, de funcționar public și un pic în salariu. Un litru de motorină până în dealul Babii, ce n-ai? Dar până și înapoi. Păi și înapoi, 2 litri, da. Uite, 100 de mii, da. Și salariul polițiștilor locali, care îl cheltui făcând pe gardă personală și șofer și... poftim? Care gardă personală? Păi dai momentul când tu trimiți patrula mobilă cu mașina. Ai șoferul, care e șef de patrulă, și ai polițistul local în dreapta, da? Deci tu ai dislocat din dispozitiv, ai dislocat din dispozitiv două persoane ca să faci capriciu consilierului personal. Acum poate și consilierul personal a făcut ceva servicii. Dar nu se rupe. Să-i le facă capriciile în timpul liber și pe banii lui, nu pe banii. Nu capricii, servicii am spus. Și servicii. Nu, capricii sunt... Păi dacă el are capriciu că eu să ies din servicii, să mă duc să o duc pe cocoana acasă. Eu n-am văzut niciodată să zic că băi, boule de Voina, ia-te frumos de mână, uite, îți dau mașina, du-te și tu acasă, că poate la salariul tău de amărât de 700 de lei nu mai ai bani să faci transportul. Sau doamna X, care vii și dumneavoastră din Petroșani, ai bani de transport, că ai 700 de lei venitul net. Și cam aceeași este distanța și între Petroșan și Vulcan, cât și Petroșan dealul Babii, unde ducem pe doamna. Bine, dar aici este transport local, în dealul Babii nu este transport local. Da! Păi vrei să meargă pe jos? Dom'le, dar este taxi, lasă-mă în supărare, dă-i mașina ta, du-o tu cu mașina ta de primar. Sau cu ce mașină vrei tu? Ce mai aveți acolo, ceva interesant? V-am dat, e la noastră. A, asta? Da. Asta e interesantă? Asta, a, că de la asta am plecat eu cu polițiștii locali, ce să... treaba lor, unde oprești o mașină. Deci am avut surpriza că acești indivizi au îndrăznit să pună pe polițiștii locali să încaseze numerar. Prin legea 155 din 2010... Cum e cu blocarea, dispoziția asta de blocare? Nu am treaba cu blocarea. Aia nu e problema mea. Problema mea este următoarea. Îmi carc o mașină a poliției locale pe angajatul ADPP-ului cu tot blocajul în spate. Poliția comunicătoare de hingherare a mașinilor. Poliția locală. Da. Da, din dispoziția primarului, cu avizul de specialitate, avizul juridic al secretarului primăriei și cu pupicii de rigoare a puneilor, a șefilor de la serviciu poliție locală. Mm-hmm. Și îndeși amendă. Dar unde o duce? Sus la... Nu, se blochează. Acolo? Se blochează. Nu o ridică să o ducă la porcărie acolo unde și-a luat ile terenuri. Poate o duce acolo sau la telegondola. Dar numai acolo și-o luat. Bun, așa. Mai, apropo, mai acum dați-mi voie ca o paranteză. Dom'le, eu ne trăiești mai vechi în presă, așa, eu am cochetat la un moment dat cu presa. Am și o întrebare. Mi-a trebuit să se pare normal ca un om să ajungă să strângă taveri într-un 8 ani de mandat? Are, mi se pare are farmacie, nu, medicamentele nu sunt scumpe. Domnule. Uite, o să am curiozitatea să vedem ce o să zică tanti anii de chestia asta. Eu am avut curiozitatea să mă uit un pic pe site-ul Ministerului de Finanțe și ăsta. Farmacia Ile și-a dublat profitul de când spitalul din Vulcan a trecut sub ordinea primării. Dar să nu e o noutate. Ce o să se întâmple după ce o transformă în azil? Azil pentru cine? Pentru... Domnule, ținând cont că este parteneriatul public-privat reglementat prin lege, domnul Ile poate să deschidă o clinică, o policlinică, deci consultanța medicală o poate asigura pe privat. Iar nu se aude. Păi cum să deschidă? El vinde, deci eu vorbeam vinde, și telespectatorii nu mă auzeau. Mai spune, el vinde de astea, aspirine, nu? Că... Da, aspirine săracului. Hai spuneți și mie așa din surse, așa că așa ca polițist erați atunci la poliția locală când i s-a dat foc la mașina fiului primarului, cam ce se... Eu m-au zis zvonuri prin Vulcan așa, dar mai cam ce zvonea, care ar fi fost cauza? Că tipul ăla n-a declarat nimic. Știți care a fost care paradoxul? Nu știu, ce a avut de împărțit? Nu știu. Bani, care femei, este... ce mai putea să împartă? Că nu cred că nu știu care este chestia, dar problema este cea mai dureroasă, este că fără a avea contract cu poliția locală, polițiștii locali au fost puși să păzească primăria Ile. Ăsta, farmacia Ile. Mă rog, tot aia e. Vi se pare normal? Și acest lucru o să rog Curtea de Conturi să verifice. De ce niște oameni au fost puși să stea noaptea acolo, lângă farmacie, să nu cumva să-i mai dea cineva foc, în condițiile în care, prin efectul legii, tu nu poți încheia contract cu privații, cu persoane fizice.
Nu se poate. Nu pot să... Mă gândeam că poate a încheiat un contract. Nu, domnule, vă spun eu că n-a încheiat niciun contract. Bine, e un obiectiv de interes. A fost un abuz în serviciu sau un popircurism a celor care au fost ținuți ilegal pe funcție? Dacă este un obiectiv de interes turistic, de interes general. Merită să... Da, sunt multe care va trebui să sesizăm organele competente, să verifice, să ne dea și nou un răspuns, ca să nu vorbim proști. Știți ce spunea unii într-o vreme? Spunea că de la mina Vulcan a avut în plan să instaleze, să monteze în subteran un monorai pe vreme. Da, mă iubește lumea. O chestie de aia care se plimbă așa. Da, cunosc monoraiul, că am lucrat în mina. Și unii spuneau că grinzile alea de monorai s-ar părea că sunt în subsolul farmaciei lui, le puse ca grinzi așa. Bine, gurile rele. Eu la construcție n-am asistat. Eu chiar m-am mirat cum de-a dat voie să construiască la 2 metri de bloc oamenilor. Bine, să dacă e să ne luăm după legende și poveștile vecinilor de acolo, știu că au fost total nemulțumiți și au avut de făcut sesizări. Dar știți care a fost în ghinionul lor? Că au sesizat tocmai la primarul care era în culpă. Nu, asta a făcut, nu, și a făcut-o înainte de a fi primar farmacie. Era numai consilier atunci. Mă rog, tot aia o fi. Ia să vedem, uite ce zice cineva. Și ieri poliția locală Vulcan a fost taxi pentru Felicia Portase. Poliția locală a fumat social de genul ăsta. O fi fost omul care s-a dus. Domnule, zi, adevăr, ai fost... asta am citit-o, scuze, să mai o dată. Deci asta așa, uite, cineva nefericită. Adică mă felicită pe mine. Felicitări, domnule Vlad, pentru emisiune. Domnul Voina are dreptate. Hai mai spuneți-mi ceva, dacă aveți dreptate. Deci după ce a luat foc mașina respectivă din... Haideți să ne întoarcem noi la... Da, și asta voi întreba curtea de conturi. O voi ruga pe doamna Ani să vedem dacă se justifică anumite sume de bani al anumitor persoane care conduc primăria în ultimul, de mult timp și care știm că au fost niște oameni de un nivel modest comparativ cu ceea ce este acum. Și știți care este tragedia? Într-o perioadă de criză, cum a fost din 2008 până acum, mie mi se pare aberant și deranjant să ajungi la asemenea topeu încât tu îți cumperi la 35 de cenți metru pătrat de pământ, tocmai unde știi că o să fie telegondola, îți cumperi terenuri pentru case, îți deschizi. Dom'le, hai să vedem dacă prima farmacie a produs atâta de mult încât să-i permite să deschide aceste lanțuri de farmacii. Eu asta vreau să văd. Nu, m-am uitat și mai de mult, de prin 2010 nu e chiar așa. Deci a câștigat așa de mult? Nu, nu. Păi atunci să vedem de unde a venit diferența. Să vedem ce zice tante Ani. Știți ce a fost stupefacția mea, domnule, că v-am arătat hârtia asta? Este adresa pe care a depus-o Sindicatul Vulturul Negru sub numărul 17.961 din 26.04.2013, în care am semnalat următorul lucru. Polițistului local este interzis să, la litera L, să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice. Adică să colecteze. Care e sensul acolo? Deci... Tovarășii aceștia care au făcut hotărârea de... Colectează la care stă la mila publică. Ăstea fac, dacă îmi dă amendă... Nu, asta este extrasul din lege. Deci polițistul comunitar îmi bloca mie roțile și după aia veneam eu și trebuia să plătesc să am să... Te duceai la poarta primăriei Vulcan, unde polițistul local, agentul de pază, avea chitanțier, fără să fie casier încasator. Prin ordinul direct și personal al serviciului, șefului serviciului poliție locală, cu ștampila primăriei, ropea, dădea banul de deblocare și îi dădea chitanța și cu aia mergeai la polițistul local din stradă și ți-o debloca. Știți ce mai fost iar o cretinitate, că nu pot să-i spun altfel? Îl pui pe omul... Și ăsta. Era ilegală chestia asta? Da, este ilegală. Și în aceste... Gândiți-vă, toți cei care au încasat banii puteau fi băgați în pușcărie din nesimțirea a doi oameni care pupă unde nu trebuie să... Pupe nici soarele. Hai să vedem cum puteau să intre ăștia funcționarii publici care... Păi dacă prin lege zice așa, la articolul 21, aliniatul 2, polițistului local este interzis, două puncte, enumără foarte multe și la litera L, să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice. Și dacă dau amendă... Asta făceau, cum să spun eu, venea omul și bloca mașina după masă la 5. La caserie nu mai era nimeni. Așa că un act de caritate, așa că un act de bunăvoință față de cetățeanul ăla, plătitor de taxe și impozite din orașul Vulcan, din municipiul Vulcan, care era la zi cu toate taxele și căruia îi bloca polițistul comunitar roțile că a oprit local să meargă la farmacie, nu? Da. Sau unde să meargă și el, atunci îi făcea un
bine. Și domnule, uite, poți să duci acum să plătești la poartă, ca să nu mai stai până mâine dimineață cu mașina blocată, nu? Da, domnule, dar nu putea foarte bine că tot are atâta spațiu pentru taxe și impozite să țină o persoană până la ora 22 la serviciu sau până la 21 ca să poată și pleca. Și dacă eu plăteam amendă la ora 1 și vreau să plec... Nu, domnule, după ora 21 oricum nu se mai blochează roțile. Da? Da. A, uite, nu știam pe asta. Aici ai. Nu, că mă gândeam să lăsa mașina undeva și mă trezeam dimineața că vreau să plec la spital, la Cluj, și roțile blocate. Și ce făceam? Nu, nu, de la o anumită oră nu, pentru că noaptea este patrulă mixtă cu poliția. Și ea nu se ocupă de măgării de-astea de genul să blocheze roțile. Nici ai noștri nu s-ar ocupa dacă n-ar fi obligați de asemenea specimene. Bă, parcă e Bucureștiu fără locuri de parcare, o blochez, eu știu, hai să zicem, blochează, cum l-am văzut pe ăla în București, linia de tramvai, sau blochează accesul mașinii pompierilor, acest... sau salvare. Știți dar... ce ar fi dus acest lucru? Bă, mie nu-mi place de fața lui Vlad. Pac. Demonstrează că nu e așa, îți fac două poze și te... la instanță poți să contești până nu mai poți. Ce te faci? Nu știu, aici eu mă gândesc că eu mă bazez tot. Deci oamenii care lucrează în poliția locală au fost la un pas de a încălca legea și de a fi pedepsiți din absurditatea și din neputința de a înțelege legea. Mie totuși îmi stă, că acum uite plec și eu încolo spre Vulcan, mă gândesc, deci i l-a scos pistolul în public cum ar veni. Deci erau mai mult de două persoane, nu? Era la instruirea de 25 februarie, mi se pare, la instruirea NTSM, a polițiștilor locali. Și le-a arătat la polițiștii locali cum e cu pistolul? Sau? Da, că el se apără, că de când are atâtea probleme, el simte nevoia să se apere. Acum nu știu la care probleme se referea, bine, care are multe pe conștiință, probabil. Acum, bine, da, și-a făcut la un moment dat și unul din colegii mei a avut curajul să îi spună: domnule, dar asta e pistol de jucărie, vrei să-ți împrăștii creierii să vezi că e adevărat? Nu intrăm în amănunte despre accidentul de la mina Vulcan, nu intrăm despre Hușmaniu care a căzut la el acolo de pe acoperiș fără să aibă contract de muncă și a murit, despre ăla, cum îl chema, care a fost la vânătoare în băiatul ăla în retezat. Păi nu mă interesează ce face în timpul liber. Nu intrăm în... Pe mine mă interesează să scrii drepturile colegilor mei. Băiatul ăla era pontat la mină. Ile l-a trimis să vâneze capră neagră în rețea. Dar ce, e prima dată? Haideți să ne uităm acum. Astăzi eram în spitalul municipal Petroșani, la spitalul de urgență, și mă întâlnesc cu Bebenica, pontat în subteran. Ce-mi spuneți mie, ceva nou? Păi nu, dacă era la spitalul de urgență, înseamnă că era bolnav. Da, era bolnav, era în haine curate de ora. Păi și nu poți să te îmbolnăvești în haine curate? Nu, ieșa din spitalul de urgență. Păi o fi fost internat până acum. O să vă rog frumos că sunteți ziarist, să verificați. Nu, eu cred că totuși a fost internat și acum i-a dat drumul la spital, asta este. Nu cred că un lider de sindicat... Oameni de genul ăsta ar trebui internați lângă becalii. Eu cu sindicaliștii am zis eu că nu... Domnule, nu sunt sindicaliști, aia sunt cioflingare, oportuniști. Sunteți în aceeași categorie de sindicaliști? Nu e adevărat, nu suntem în aceeași categorie. Păi toți, pentru mine toți au apă și un pământ. Ei, vedeți, va trebui să vă obișnuiți că mai sunt și oameni care își respectă statutul de lider sindical și care... nu-și bate joc de colegilor. Ar trebui să mă obișnuiesc cu chestia asta? Da. Dar ar trebui să-mi schimb, să văd, eu știu, să văd ceva mișcare, să văd ceva... Dom'le, când vezi un om care nu pupă pe ăla popii pentru a rămâne vertical și a-și apăra drepturile colegilor săi, gândește că s-a schimbat ceva. Ai unul în fața dumneatale. Da, e cam greu. La noi nu prea se obișnuiește. Păi nu, dar trebuie să vă obișnuiți, gata să terminați cu jigodile. Toate jigodile vor ajunge unde le trebuie, unde le e locul. Mă rog, asta să vedem, există justiție care a zis... Da, eu am cerut justiției să-și spună părerea. Ce corectă este justiția noastră, eu cel puțin... Domnule, eu nu justiție, eu nu de justiție mă tem. A, nici eu nu mă tem. Și de banii care îi pot corupe, dar nu toți vor fi corupți. Deja toți... când ajungi cu mâna justiției, deja te gândești că așa vrea Dumnezeu, nici te mai gândești că, bă, e dreptate, nu-i dreptate, nu mai contează chestia asta. Am mai primit o scrisoare de dragoste. Să vedem cine vă mai înjura. Domnul Radu Voin a afirmat în ciclu de câte ori Sucile era pus în libertate, primarul îi dispărea o zi, două din Vulcan, același lucru, întâmplându-se și când se făceau acțiuni de către DICOT. Le poate spune dacă susține acestea și de ce credea că pleca din localitate? A spus, a discutat cu cineva. Domnule, știți care este acum, dacă îmi dați voie, că toți suntem la dezgropa morții. În luna februarie anul trecut, nu se pomenea despre mega scandalul care a izbucnit ulterior. Bine, a fost un circ. Un apropiat al domnului primar m-a anunțat că domnul m-a pus în gardă să fiu pregătit că domnul Sucila va fi arestat pentru relații sexuale cu un minor.
Cu două luni înainte de a se întâmpla acest lucru, i-am spus domnului Sucilă, după ce a venit și o a doua și o a treia persoană și mi-a spus același lucru. Am avut șocul vieții mele că s-a întâmplat. În ziua respectivă eram în perioada când făceam cursurile la SADU, că am urmat cursurile stabilite de lege pentru polițiști local. Am fost șocat de acuratețea informației. Normal că și Adi Sucilă n-avea de unde să... Nu putea să creadă așa ceva. Dumneatale, dacă știi că faci chestia asta, normal că te ferești. Și nu o mai faci, da? Mai ales când ești pus în temă. Dar nefăcând-o, normal că îți vine să râzi. Da? Eu, ulterior, am observat niște coincidențe ciudate. Și mi-au fost, de fapt, atras atenția de niște colegi de la Poliția Națională. Ce, băi, Voina, tu ai văzut că de câte ori se întâmplă câte o razie prin vulcan? Primarul nostru dispare cu vreo zi, două înainte și apare... Bine, probabil că este o... Domnule, prima dată și a doua coincidență. Când a fost faza cu clanul Țigareta? Așa au fost, tot de la polițistul respectiv o știu. Și mi-am pus întrebarea, băi, frate, ceva nu e în regulă. Dacă e să dăm crezare stenograme... Se întâmplă ceva zile astea că am înțeles că iară și plecat. Tare sunt curios. Așteptăm să vedem. Tare sunt curios. Atunci ne-ar confirma. Tare sunt curios pentru că știți ce nu-mi place mie, stimate domn? Când ești ajutat, când ești sprijinit, când eu renunț ca să ai tu fața, când eu renunț la prima linie, ca tu să... Pentru că eu am încredere în tine și te consider că e rândul tău să primești laurii. Și odată ce ai primit lauri, îmi tai craca. Și le-a ținut-o, a ținut-o pe Angela Stoica. Cu ce? Când trebuia să când și-a dat demisia Coltescu și trebuia să depună jurământul un alt consilier local, ba n-au venit cei din PD la ședință, ba au părăsit ședința, ba le-a făcut ile la ora 11 dimineața și n-a putut să vină ea din PSD, ba a făcut de alea tot felul de tertipuri, 6 luni de zile le-a făcut ile până la alegeri ca să o țină pe Angela Stoica în funcția de viceprimar, că ea vrea să o schimbe. Știți ce e curiosă toată faza asta, că ce mi-o spuneți dumneavoastră? Că ăștia care au fost faultați îl țin în brațe acum. Eu sunt curios să vedem cum de-a acceptat domnul Coltescu să aibă pe omul care l-a făcut albie de porci atât amar de ani să-l aibă mâna dreaptă ca vice. Nu e așa. Dar cum e? Toată impresia generală este că Angela a fost personajul negativ aici și a făcut toate relele. El a fost băiat bun. El a vrut să... Hai de cap. Dom'le, cum m-a artorit să demonstrez? Unul din acoliții lui le-a venit la mine... Pentru că am primit o mustrare scrisă în urma unui control făcut de viceprimarul municipiului Vulcan, care nu avea nicio competență să recupere a verifica poliția locală. Fă-i plângere lui ăla ca să-l putem suspenda, că avem pe altcineva să punem viceprimar. Să-și facă între ei, domnul Andrei Vlad. Să-și facă între ei, că nu fac jocuri politice. Uite ce mai zice. Am încasat taxa de deblocare a roților. Agent, îți dă și numele, dar nu vreau să... Deci, da? Așa zice omul, eu o supăr. Și dacă nu o făcea... Uite, chiar am și numărul de telefon. Da, de la care și dacă nu o făcea, îl dădea afară din servici. Și știți, din ordinul cui? Din ordinul ăsta care îmi zice poliția, de care îmi zice ANFP-ul, că nici n-avea ce să caute, să dea un ordin măcar. Deci ăla a dat calificative după la unii satisfăcători, nesatisfăcători, da, bine, foarte, sau da. Cum e, ca la școală acum, cum e acum la școală, până în clasa 4. Punctajul este de la 1 la 5, este nesatisfăcător, satisfăcător, bine. Ca la trage de acolo când te duci și... Dar, cum să spun eu, aici sunt mai multe probe, ca să zic așa. Uite, de exemplu, în armată era așa, pregătire politică, pe vremea când am făcut armată. Dădeai din gură, îți dădea... 5, 6, 10, cât de după aceea era pregătire fizică. Este lege specială care îți arată ce trebuie să faci, să faci calificare. Le făceai pe alea, îți mai dădea un calificativ. Mergeai la tragere, luai și acolo un calificativ. Asta toate adunate, îți dădea un calificativul acesta este dat în conformitate cu o lege. Din prima, așa, fără nicio... Nu, deci sunt niște criterii stabilite prin lege pe care tu trebuie să le urmărești în calitate de șef ierarhic la subaltenii tăi. Și stabilite, este o fișă tip și așa mai departe. Ori respectivul nu putea să-mi facă mie evaluare din următoarele aspecte. 1. Nu avea competența conform legii. Bun, să presupunem 2. Că avea competență. Deci nu că să presupunem. Chiar nu avea, conform adresei ANFP, chiar nu avea. Chiar nu avea. Okay, pe omul ăsta, știți ce-i se aude la urechile lui acum? Zornei de cătușe, domnul Andrei Vlad.
Bine, asta e greu de spus cu justiția noastră. Nu, România, n-am zis că v-aș invi... Nu, dar, na, dar bine, poate cineva eu am solicitat legii probleme, să-și spună cuvântul. Să spunem. Bun, mai departe. Și domnule, omul ăsta nu știe să comunice, da? Parcă așa. Când a venit el în teritoriu să mă verifice dacă știu să comunic? Eu mă gândesc că dacă am pe cineva care nu știe să comunice și eu sunt șeful, îl chem la mine. Zic, bă, uite, am informații că tu nu prea știi să comunici, hai că te pun în altă parte unde nu trebuie să comunici. Da. Sau mai schimbă și tu ăsta, mai citește și tu ceva, mai, eu știu, ia și tu o carte, eu știu, Dostoevski, Mizerabili, eu știu ce mai e, Mizerabili, Dostoevski, Victor Hugo, mă rog, scuze, și eu știu, mai citește și tu câte ceva acolo, sau, asta, nu, Sandra Brown. Domnul Andrei Vlad, acest om intra în birou la ora 7:30, și mai ieșea din primărie doar când era foame la ora 10:30, când îl ducea junctul să mănânce, probabil să-și ia covrigi, sau la 4:30. Ok, și pe chestia asta își poate permite să dea niște calificative. Asta m-a întrebat instanța competentă. Care nici nu l-a văzut prin... Nu s-a dus odată în teren să-l zică, bă, tu ce faci aici? Să-l găsească undeva, eu știu, într-o... Ba, a venit la mine odată. Da? Da. Deci, înseamnă că totuși... Că nu m-am dus la ședința de pe 25... Ședință de ce? Aia care domnul primar se lăuda cu pistolul. În condițiile în care te pusesem o adresă în care am arătat că de fapt era treia să fie un examen și conform legii n-avea voie să facă examen și am zis că nu mă prezint și am depus întâmpinare procedura prealabilă de tăcât și amâdă. Deci vă rog să mă credeți, echipa de juriști a Sindicatului Vulturul Negru este competentă pe drepturile funcționarului public. Asta e de dulce din moment ce te încrunți așa. De ce zice cineva? Domnul Vlad, de domnul Cândea nu știe nimic Voinea. Noi știm că el conduce pe domnul Ilie. Domnul Cândea fiind tot ceva consilier personal, ceva de genul ăsta, mă. Mă gândesc că ai fost un comisar de poliție. Domn. Comisar? Eu n-am știut. Știu că este un fost polițist, nu știu ce rang și funcție a avut. Știu că este consilierul personal al domnului primar. Știu că din salariul dumnealui puteam să-mi iau eu salariul pe două luni, într-un salariu pe lună. Știu că are o foarte mare influență asupra domnului da, primar. Dar nu știți că îl conduce pe domnul Ilie. Și mai știu un singur lucru, că mi s-a pus în vedere că între mine și domnul primar, să nu îndrăznesc să mă dau la domnul primar, că între mine și domnul primar este domnia sa. Și mai întâi o să mă ciocnesc cu dumnealui. Stați liniștit. Nu sunteți în vizorul meu. Asta nu e amenințare, nu? N-a zis ceva concret. Bă, ne ciocnim și îți mai dau și una peste bot. Că nu o să ajung niciodată să-i fac rău primarului, de parcă aș vrea să-i fac rău. Dar, mă rog, asta este paranoia unora. Că prin ceea ce eu am solicitat... Deci cu asta se ocupă acest domn acolo să-i protejeze pe domnul primar, să intimideze adversarii domnului primar? Da. În 25 martie am vrut să declanșez greva foamei, să intru în greva foamei. Sătul și exasperat de hărțuielile acestor... mici și mărunți oameni din primăria Vulcan și un prieten foarte bun al meu pe care îl respect foarte mult a venit și a vorbit cu domnul primar, i-a explicat gravitatea situației, după care a venit în calitate de lider sindical, credeți-mă, dintr-o structură superioară la care noi suntem afiliați. Și am fost chemat și eu, fiind în timpul liber. Și am fost chemat și eu, deja eram în război, ca să spun așa, cu administrația. În biroul primarului era și acest domn Cândea. Atunci a fost prima discuție cu adevărat oficială la care a asistat acest personaj. Și încerca să mă lămurească. Da, nu a zis în ce calitate, care era treaba lui acolo. Prietenul domnului primar și consilierul și că tot ce spune el are dreptate. Aha. Deci știți cum e tragedia, domnul Andrei Vlad? Un lucru regret. Da, un lucru regret. Știu că am citit că primarii nu sunt obligați să facă examen psihiatric și psihologic înainte de a candida. Da, tot acest personal este băgat și în Consiliul de Administrație la spital. Văd că prin toate chestiile e băgat acest domn Cândea. Cum mișc ceva, dau de el. Am mai făcut și eu niște acere de informații unde încep să scormoi, pac, domnul Cândea, m-a cam săturat. Personal nu am nimic cu acest personal. Nici nu am nimic personal, da. Dacă l-a angajat domnul Ile ca și câine de pasă, își face datoria cu brio. Foarte bine. Asta e treaba lui, că de-aia e plătit, da. Deci pentru asta nu pot să-i pun rațiune. Când răsnește și crede că mă intimidează, să stai liniștit.
Deci n-a reușit să-l intimideze. Arată un intimidat? Dar cum a renunțat la greva foamei? La rugămintea expresă a domnului Costin. La rugămintea expresă a domnului Costin. Ce zici? Domnule, te invită primarul la masă și tu ești în greva foamei. Ce n-ar face? Da. Nu? Și am explicat că eu niciodată n-am mâncat rămășițele de la masa nimănui. Și că zice cineva, întrebați-l pe Radu de câți bani consumă auto POV pe lună. Care o fi POV? Că parcă toate sunt POV. Nu știu, mi se pare că e bal albastru. Păi, din câte am înțeles, era deja scosă din circulație într-o vreme. Ar putea să constatați la un control făcut de Curtea de Conturi că nu prea era pe a... Deci să... Păi, ajung, tu cum poate să justifice transportul toată ziua dimineața? Vine la serviciu, merge și ia șeful de serviciu de acasă, îl aduce la primărie după masa la 4:30 și îl duce acasă. Domnul, fii atât de prost să te ia din banii lui. Bă, e frumos la primărie. Păi eu să încerc să... Deci eu am rugat pe doamna Curte de Conturi. Eu am rugat doamna Curte de Conturi să verifice și chestia asta. Și acum aștept încă... Și eu mă duc ca fraierul până la martie să-mi plătesc dările, să nu... Da. Eu mai aștept două răspunsuri și undeva în jurul datei de 15, într-o luni sau marți, imediat după data de 15, sunt așteptat la doamna prim procurora DNA-ului la Alba Iulia, pentru că voi solicita și DNA-ului să lămurească niște probleme. Credeți că ajungeți? Poate vă ciocniți cu băiatul ăsta, cu domnul comisarul. Până acolo, pe drum. E lung drumul de aici, 150 de kilometri. Dom'le, eu nu mă bat cu nimeni. Eu, dacă m-am împiedicat și am căzut la asta, mi-aș techile, se accidentează oricine. Eu știu, la o ciocnire, nu știi care, cum ricoșează, e ca la biliard. O ciocnire și poate să apară. Dom'le, dacă atâta gândește, să se ciocnească cu mine. Deci am înțeles acum la Vulcan cine cu cine se ciocnește. Situația este în felul următor. Sindicatul Vulturul Negru este sindicatul creat de oameni, pentru oameni, și în folosul oamenilor. Sindicatul Vulturul Negru n-a fost și nu va fi niciodată în folosul administrației. Cel puțin nu atât timp cât va fi condus de Radu Voina. Am un pic, mi se termină mandatul. După aceea Dumnezeu cu mila. Dacă mă aleg, știu ce va fi mai departe. Dacă nu mă aleg, am să veghez din umbră și n-am să dau voie să se îngălbenească, să devină un gen sindicat Muntele, în care interesul personal să primeze... Ăsta e un sindicat, sindicatul Vulturul Negru, în care se fac alegeri? Da? Dom'le, seara asta am aflat o grămadă de noutăți pe cuvânt, îmi pare bine. Spre exemplu, chiar la începutul lunii viitoare avem organizat alegeri parțiale pentru funcția de președinte executiv, funcția de președinte filială județeană. Deci parțial, nu jumate de președinte. Nu, parțial înseamnă, deci știți cum e la noi, mandatul este de ani. În perioada respectivă, dacă se vacantează un post... Nu stabilește șeful. Că nu, cum stabilește statutul. Dacă în perioada respectivă un post devine vacant, prin renunțare, demisie, excludere, revocare, bla, 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 se fac alegeri, se ocupă până la sfârșitul mandatului. Nu un mandat întreg de 3, 5, 7, 9, 15, 21 de ani, depinde cum își are fiecare statutul. Ok, deci am aflat în această după amiază, în această seară, că există un sindicat care apără interesele oamenilor. E bine, cu vreo nu credeam că o să apuc odată să aflu și lucruri de genul ăsta. Am mai aflat că la primăria Vulcan se întâmplă lucruri pe care probabil nu le-am fi aflat dacă nu... Dacă n-ar fi făcut imprudența fi... să-mi răspundă pe niște documente, niște anomalii care nu corespundeau cu legea. Ok. Să vedem dacă legea va merge în continuare și va face treaba. Am văzut că aveți acolo niște plângeri. Am spus, e 1% așa. din documentele care avem, din corespondența cu primăria Vulcan. Nu mai spun cu prefectura. E bine, dumneavoastră, fiindcă ați lucrat în domeniul cu legea și cu ăsta, probabil că aveți încredere. Eu am foarte puțină încredere spre deloc în știți, lege. Știți frumusețea care este legea? Justiția a început să se curețe dinăuntru. A, domnule, serios. Pe cuvânt. Iar am mai aflat un lucru important în seara asta. Deci sindicatul care își apără membrii la care se fac alegeri. Justiția începe să se curețe din interior sau, mă rog, nu știu de unde și cancelul din justiție se curăță. Da. Ăla numai dacă îl tai cu, nici cu barda. Cu, s-ar putea să aveți surpriza să constatați că nu toți judecătorii sunt așa cum există opinia generală. Nu, deci e clar, nu. Că sunt oameni care cunosc legea, care aplică legea și care pe baza documentelor vor constata dacă am sau nu dreptate și vor constata că am dreptate. Cu siguranță sunt, sau cel puțin au fost,
genul ăsta de judecători. Sunt. Dar ei au fost îndepărtați sau marginalizați. Nu, deci eu, bisericuțele, în toate procesele care le-am avut la judecătoria Petroșani, în interesul membrilor de sindicat, și la Tribunalul Hunedoara, și la Alba Iulia, în interesul membrilor, credeți-mă că niciodată n-am găsit judecători care să încalce legea sau să nu respecte legea sau să dea o hotărâre care să contravină legii. Foarte bine, dacă dumneavoastră sunteți de părerea asta, eu, permis, am alte păreri. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea de a fi în această seară în acest studio. Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru că ne-ați urmărit și vă doresc o seară bună în continuare. La revedere!